Bona Eva, Shimona Lili, Lukramansi Simona Dastas, Ela, Kuratsara Kasi. Kasi în care Lili s-a mutat împreună cu soțul ei. Ambii sunt curățați și o să-i chemăm în sesiune. Voi număra de la 1 la 3. Iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea sufletească a lui Gabriel, proprietarul casei și soțul Eliane. Doi, trei. Da, îl văd. L-am identificat, el este și avem și acordul. Acum o chemăm și pe Liliana, partea de subliminală. Da, avem și ea. Da, ea este. Și conține ambii da. De lumină pură de cea mai înaltă vibrație care se protejeze și pe noi două la fel. Da. Și o să chemăm și pe Alex, pentru că au fost niște discuții, băiatul lui Gabriel, care a locuit aici și a plecat. Când a venit Lilian. Da, împreună. Așa. Da, el este. Avem și acordul lui. Îl pun și pe el într-o bulă de lumină pură, de cea mai înaltă vibrație. Și acum îi transmiți părții sufletești a lui Gabriel pentru ce suntem aici. Și părților sufletești, la toți. Da, le-am spus pentru ce am venit. Și pui să-ți dea mâna și să ne conducă, să te conducă prin casă, să ne uităm un pic prin această casă, acest apartament. În momentul în care au venit ei, Gabriel primul, am văzut apartamentul de sus. Pe urmă mi-a spus că pot să intru. Și văd că cumva casa mă scoate tot timpul pe mine în afară. Și parcă îi văd de sus tot timpul și ei în apartament și văd așa ca un fel de centură energetică. Da, deci este o centură. Da. Care te scoate afară centura sau scoate. Tu nu suporți, tu ești eu? Mă scoate afară, deci pur și simplu ei spun că pot să intru, intru și parcă la un moment dat iară sunt în afară apartamentului. Ok, ia. Yeah. Mă scoate. Ia vibrația acestei centuri energetice. Măsoară. 36 îmi vine. Da. 36 din 1000. Foarte mică. Da. Da. Ce... Hai să ne uităm, Ela. Hai să analizăm această centură energetică și să vedem de ce sunt vibrațiile astea. Dai comandă, eu număr de la 1 la 3 și dai comandă să ne vină pe rând, pe un ecran sau cum vrei tu, toate cauzele care țin, care creează, cauzele care țin vibrația atât de jos acestei centuri și o creează. Îmi vine informația că este o protecție de vibrație joasă față de
sufletele o vibrație înaltă, mai mare, mai trezite, să zic așa. Uh-huh. Ca să nu vedeți voi prea multe, spun. Uh-huh. Nu știu cine vorbește. Cine vorbește? Ia spun, ia întreabă. Cine vorbește? Spune-i să iasă afară, să vină în fața ta. Da. Trebuie să-l analizez, să văd că își schimbă forma. Spune-i să-și ia forma adevărată. Altfel îl încheți. Ok, deci îmi venea informația și am cerut clarificare și spune că e Bahomet. Da. L-am mai întâlnit. Da. Așa, și că e prinț al deșertului, spune. Ce e demon? Deșertăciunii. Uh-huh. Deșertăciunii. Al deșertăciunii. Uh-huh. Ce cauți de el aici? Am pus o protecție, spune, pe acest apartament ca să devină, spune, protecția care el a pus-o, nu e de mult timp, este de 3 luni, 3 ani, stai să cer clarificare, 3 ani. Pentru ce avea nevoie să pună protecție? De ce și-a însușit acest apartament, acest spațiu? Cine i-a dat acord? Cine i-a dat drept să facă acțiuni? Cumva văd că e legat de venirea fetei aceleia. Uh-huh. Prietenei lui Alex. Da. Nu-i dau numele. Cu ea a venit acest acord. Deci, cumva... Deci ea, prietena lui Alex, i-a dat acord lui Bahomet. Da, și Gabriel i-a dat acordul prin faptul că a acceptat-o pe ea. În casă. Moment, da. Iar ea de ce i-a dat acordul lui Bahomet să facă acțiuni în această casă? Are contract cu el, da. Și peste tot pe unde ea merge, el poate să facă acțiuni. Și de-aia s-a simțit atât de amenințată când a venit Liliana, pentru că simțea că nu o să mai aibă ea autoritate acolo. Cumva ea se simțea într-un fel îndreptățită și... Șeful acestei locații, da? Da. Pentru că și-a pus amprenta energetică pe... Ea și entitatea. Da. Dar Alex i-a întrebat. Alex a știut? Nu știe, nu. Nu. Nu și nici nu a bănuit, dar simțea câteodată apăsare, simțea câteodată faptul că e energie grea, că constrâns de ea. Dar acum înțelege ce s-a întâmplat în acest apartament, această casă, spațiu de locuit, da, și care a locuit. Da, ei pare foarte rău că a plecat, avea alte planuri cu acest apartament și cumva Liliana a stricat totul. De asta i-a vorbit foarte urât Lilianei, această fată. A jignit-o, a făcut-o. A știut că în momentul în care vine Liliana și ei doi se vor căsători, ea va trebui să părăsească acel loc și nu își mai poate duce la îndeplinire planul de a rămâne ea cu apartamentul. Deci, intenția ei asta a fost.
Dar ea are casa ei, are părinții cu situație de ce nu a stat în casa ei și a trebuit să vină într-o altă casă a Da, altcuiva. pentru că ceea ce are dincolo, a părinții ei nu ia. Și ea nu se simțea în siguranță acolo că poate să rămână cu ceva și ar fi vrut să obțină ceva pe puterile ei, dar cumva văd că aici ar fi avut loc un fel de furt, să zic așa, pentru că ea se gândea că dacă rămâne cu iubitul ei, poate să pună mâna pe apartament. Dar ea acum nu mai este Ela. O să vorbim și de situația apartamentului legală, că nu este atât de clară, deci că e un litigiu acolo. Ea nu mai este, a plecat. De ce nu și-a luat entitatea după ea și de ce nu și-a dizolvat centura de vibrație jos? Pentru că această centură, atâta timp cât nu e dată la o parte cu bună știință, ea acționează și absorbe energie din acea Se casă. reface, da? Deci e făcută permanent de Bahomet. Da, atâta timp cât pot să acaparez persoane noi, suflete noi, de ce să nu o fac, spune. Și Acordul nu a fost șters, spune. acordul cui? Lui Gabriel. Ia, A spune scos lui. afară doar pe ea, persoana ei, zice, și pe mine. Pe mine nu m-a scos, spune. Ia să Gabriel e aici cu noi, a auzit, să ceară să-i vină acordul care l-a dat lui Baphomet, să se uite la Baphomet. Da, spune către el în momentul în care i-a spus ei să plece, trebuia să pleci și tu. Nu-ți permit să rămâi în preajma noastră și orice acord pe care tu l-ai luat, fără conștiința mea, fără ca eu să fiu conștient, îl anulez acum, spune către el. Da, îl anulează. Ce se întâmplă cu centura? Începe să aibă găuri, să se dizolve. Și Alex, dacă are un acord cu Baphomet, să-l anuleze, să-l ceară. Acordul a fost tot pentru că a dus-o pe ea în primul Da, tot moment. cu ea și prin. Da, îi spun și lui să facă la fel, același acord pe care l-a luat, să îl ardă, să-l dizolve și el. Da, acum a dispărut acea centură. Acum sunt și eu în apartament. Baphomet, unde este acum? Este la distanță. El stătea la distanță de această centură și privea și avea două corzi legate, două stringuri. Cu Și cine? să Cu vedem. centura sau cu Cu centura centura? care rămăsese, da. Și acum stă Acum la nu. distanță, nu mai are corzi. Nu. Ce faci? Cum se prezintă Baphomet? A spus la un moment dat că lucrurile nu vor rămâne așa. Așa a amenințat. Deci Ea, el să se. da, spune că ea încă n-a dispărut din viețile voastre. Mai pot Cine? lua acorduri de la voi prin ea, spune. Ia cine? Prin fată, da? Iubita fetă, băiatului. Băiatul. Ea să spună toate sufletele. Alex înțelege ce se întâmplă aici, în ce s-a băgat. Da, înțelege, vede. Înțelege că aceste acorduri care le-a dat cu fata asta, de fapt, i le-a dat entității acelea și că chiar dacă este curățat, continuând relația cu această fată, se reinterferează. Deci ăsta a și spus-o, Da. entitatea, că îi va lua alte acorduri. Da. El vrea să-i trimite și ei informația pe Se care o trimită. a aflat acum.
Sigur. Ca să devină și ea conștientă. Zice, nu cred că ea a făcut acest lucru conștient. Cum s-a ales ea? Cu ființa asta, cu entitatea. Putem să vedem, chiar dacă nu vorbim cu ea, că nu o aducem aici pe ea. Da, deschid o fereastră să, să o văd. Este un acord din vieți trecute. Pe ultimile 8 vieți văd cu el. Da, pe ultimile 8 vieți are un acord. Ok. Ca e în karmă cu el. Îi dăm informații și noi îi trimitem acestui suflet. Da, făcut bule de lumină pură, cu informație pură, de ceea ce cunoaștem și eu și tu și fiecare suflet, a pus aici toată informația și o trimite ei. Iar ea are toate aici, are toate instrucțiunile, în bulele care le-am trimis, să facă, să-și câștige libertatea, să ce trebuie să facă în ceea ce privește această entitate, care este o entitate mare, este o entitate cunoscută și nu cred că un suflet are ce să facă sau trebuie să lase astfel de entități în sfera energetică. Nu are nevoie. Văd că ea a început să asimileze informația și entitatea s-a enervat foarte tare, spunând că să nu-i trimitem informații, nu avem niciun drept. Este dreptul, noi mai puțin, dar Alex, Gabriel și Liliana, este dreptul lor să trimită informații. Pe lângă vorbind că și orice suflet are dreptul să trimită informații altui suflet. Dar ei au fost în relație, încă Alex este în relație directă, Gabriela a fost în relație directă, a trăit cu ea în casă 3 ani. Da. Deci are dreptul să trimită informații. Liliana a fost atacată de această entitate. Are dreptul să trimită informații. Liliana a fost atacată pentru că are o vibrație mai înaltă, este mai trezită, are o conștiință un pic mai bună și s-a simțit amenințat de... Exact. Și a simțit bine, pentru că... Conștientizarea ei, pentru că ea și a început să facă acțiuni și să curețe această, pentru că a simțit. Da, și zice, de asta mi-era și frică, spune el, și de aceea am încercat să... Să facă de toate, să o scoată afară din casă pe Liliana, da? Da. Ok, ce face sufletelul fetei? A primit informații? Asimilează informația, da. A primit-o și o analizează. Văd că o asimilează. Îi dăm și informația aia că sufletul este cea mai puternică, cel mai puternic din univers, pentru că are legătura cu sursa primordială. Este sursă și are legătura permanentă într-un mai mică, mai mare, că au făcut entitățile de toate, însă este cea mai căutată, să zicem, formă info-energetică, conștiință, din univers. Mai ales aici, în acest univers, tăiat de la lumină, întors de la lumină, de către aceste entități, care ele, îi dăm informația asta și îi spunem, aceste entități parazitează suflete, pentru că nu se pot autosusține. Da, da, a primit această informație. Iar ea, ca și suflet, această fată, nu are nevoie să stea în contracte, acorduri cu entități, mai ales entități mari. Nu are nevoie să-i facă entitățile nimic, pentru că entitățile nu o ajută. Entitățile, chiar dacă ajută, eu știu, o dată, de 2 ori, de 5 ori, iau de 1000 de ori energie mai mult, da, de la suflet. Până când îl seacă, până când sufletul nu poate, nu e nemuritor,
dar îl parazitează atât de mult până nu mai își pierde conștiența, până nu mai poate reacționa, până abia mai licăre, mai pâlpâie. Dar văd că ea, deci ea asimilează informația, o tot analizează și la un moment dat am văzut că i-a trimis o bombă de lumină lui. Da. Da, și... și iubire. Ia să-i trimită iubire, să vedem ce se întâmplă. Ia. Da, el a început să țipe, nu poți să faci asta, ești în contract cu mine. Și zice, o să anuleze și acel contract, spune ea. Ia să-l anulez. Poate deci... acum. Ea începe să conștientizeze, analizează informația și începe să conștientizeze încet, încet. Zice către el, acum am informația necesară ca să scap de tine și să nu mai poți să faci rău nimănui și ca eu să pot să duc o viață liniștită și liberă fără tine. Și îi trimite bombe de lumină. Ok, și să-și ceară contractul ăla, ce este, și să-l ardă. Da, îl cere, îi vine și îl flutură și zice, îl vezi? Uite, acum o să-l distrug. Da. Și zice, să nu mai vii niciodată în sfera mea, să nu mai mi influențez niciodată viața, nu-ți mai permit, spune către el, să mă lași pentru în că primești toate bulele astea. Da, îi spune să mă lași, să mă lași în pace și arde contractul. Ce face acum? Baphomet? S-a îndepărtat, a plecat. Ok. Închidem portalul și cu fata, PS-ul fetei și cu Baphomet. Deci acum nu mai are nicio putere asupra casei, da? Da. Da, casa e curată din acest punct de vedere, din acea centură. Hai să chemăm acum, hai să vedem, Ela, energetic, ce mai sunt, ce mai găsim în această casă. Văd un portal deschis în camera în care Gabriel dorme, la picioarele patului, portal deschis care noaptea văd că le absorbea energie. Da. Cine e la capătul portalului? Celălalt capăt. Văd niște loci și la capătul portalului. Câți? Trei. Așa. De și când? De când? De când stă deschis portalul ăsta? Se închide și se deschide intermitent. Nu e tot timpul deschis. Ziceai ceva de noapte. De noapte, da, se deschide noaptea mai mult și când este el acasă în pat. Da. Cumva e legat de energia lui. Da. Ce anume din energia lui? Ce emoții? Ce face să deschidă acest portal? Emoții legat de insuficiență, de nu sunt suficient de bun, pot să fac mai mult de atât, dar nu știu ce, nu știu cum. Cumva îngrijorările, cumva stresul care îl acumulează din călătoriile unde merge de pe drumuri, adună și cumva aici se absorb după aia toate în acest portal. Când vine el acasă, se deschide acest portal și absorbe tot ce el a adunat, tot ce el a emanat. Are acord? Are contract cu Lux și ăștia? Da, are. Are acorduri. Cu unul dintre ei văd un contract. Da. Dar văd că acel contract care îi
Nu știu, cumva văd că târnă de un fir de alții, deci ca și cum a mai fost anulat. Dar Dar cumva el, a dar rămas el, prin da. ceva. Dar el recrează acele emoții, prin gânduri. Da. Ia să scoată afară programul de nemulțumire de sine. Da, cumva vrea să facă mai mult. Vrea cumva să demonstreze că poate, să arate celor din jur că e mai bun, că poate. Păi Deci cumva, astea sunt ideile da, cumva, sunt ale sufletului sau ideile transmise de lux? sunt transmise. Sunt idei induse. Hai să ne uităm la cap, Ela, dacă cumva i-a replantat vreun. Un string văd la cap. Da, și se leagă. Uite-te unde se leagă de capul lui Gabriel. Dacă este implant, i-a replantat ceva. În partea dreaptă a capului văd acest string și înăuntru nu văd implant, Ok. văd o portiță, un fel de mini portal, să zic așa, energetic prin care îi induce gânduri. Deci văd doar acest string prin care îi induce gânduri. Bine. Să ia sabia și să tai acest string. Și acest portal, să vedem era cine deschide acest mini portal. Ce din interiorul lui Gabriel? Este un program? Este mental? Ce este? Cine întreține acest portal mic? Intră înăuntru și uite-te. Faptul că el simte că nu este suficient. Deci lipsa de autosuficiență. Simte că îi lipsește ceva, simte că nu e întreg. Simte că mai dorește să acumuleze ceva, să adune, să mai În primul rând integreze ceva. că Deci se acum este. simte cumva gol ceva, vrea să umple un gol. Ok. Dar acum uite, lucruri care nu le avea înainte, i s-au întâmplat. Lucruri noi. Deci a adus energia feminină alături de el. Adică prin Liliana. Da, e, pentru asta e foarte fericit, am vrut să zic recunoscător. Da. Pentru asta e foarte fericit. Mulțumește că își mulțumește Sieș că a reușit într-adevăr să facă asta, Exact. dar zice mai trebuie ceva, spune. Vrea cumva împlinirea aceea de parte de job, de carieră, deci cumva Ok, zice deci nici jobul să mă simt și mai bărbat, să mă simt și mai împlinit. Încă mai lipsește puțin ceva, spune. Încă nu e umplut în totalitate golul. Zice, da, Liliana a umplut mult din acest gol, dar încă nu e complet, spune. Da, ne-a scris la puncte, ne-a transmis că ar vrea să-și schimbe jobul sau în sensul că ar vrea să nu mai stea plecat prin Da, toată Europa. vrea să petreacă mai mult timp cu ea, cu familia. Vrea cumva să simtă această împlinire familială mai mult. Deci, cred că asta vrea să umple golul acela, să fie pe. Deci, da, e un pas ca să fiu pe deplin împlinit și fericit. Asta poate să o facă și să creeze el, creația lui de acum încolo. Și nimic nu-l oprește, pentru că Da, este uite, vezi. liber. Da, uite, vezi că senzația asta că încă mai lipsește ceva, încă puțin, a prins ca și acord Da. Ia pentru să că. scoată această senzație. Pentru că lucrurile vin, se întâmplă. Trebuie doar să vrei și să faci acțiuni. Deci pleci de la nivel mental, faci planul, iar ca să materializezi în 3D,
Și pornești în sensul să nu ăsta. se mai focuseze pe faptul că încă îi mai lipsește ceva și că este, nu este în totalitate împlinit. Împlinit. Pentru că aceasta este o părere de rău, este ceva ce își reproșează. Și o recunoaștere a lipsei de ceva. Da, și este o vibrație joasă, ci să se focuseze pe ceea ce își dorește să realizeze pe viitor și să-și imagineze că este în totalitate împlinit, în totalitate fericit și va atrage, va veni singur acea bucățică de care el încă are nevoie să fie perfect împlinit și fericit în totalitate. Și o să facem și în sfera cu deci să materializare. Scoate afară acel sentiment de gol, îl scoate, îl umple cu lumină pură și de aici înainte se gândește la imaginea întreaga a fericirii. Exact. Okay. De partea plină a paharului, da? Da, acel string s-a dizolvat și văd portalul de la picioarele patului că se închide. Da, dar trebuie să anuleze permisiunea care a dat-o luxului sau contract ce a avut, tot ce are cu lux și să cheme. Ăla de mai atârnat, stringul. Da, da, a venit acel contract care a mai fost odată anulat, dar recreat. L-a recreat. Da. Așa. De aceea spunem noi că urmează metabolizarea după fiecare sesiune. De aceea spunem că după, deci sesiunea ajută sufletul să conștientizeze aspecte pe care el, sufletul, ni le semnalează. Apoi trebuie ca el, sufletul, împreună cu partea lui conștientă, să lucreze cu el, să scoată din conștient tot ceea ce obiceiuri nebenefice și programe nebenefice și așa ușor, ușor nu mai recreează. Da. Da? Da. Da, așa este. A ars toate contractele, acordurile care au mai fost pe emoții făcute cu acești lucruri care îi permisese să facă acel portal. Și care și induceau. Da, induceau gândurile. Programe, da? Da. Bine, da, ars tot. Și cu loc și ce vrea să fac? Îi sugerez să îi trimit în sursă. Okay. Deschide un portal de cea mai înaltă vibrație care duce către sursa primordială pură și îi bagă acolo. Okay, da, i-a băgat. Ok. Hai să vedem ce mai avem, dacă mai e ceva prin casă. Văd undeva pe un perete un tablou tip portal. Da. Văd un ochi mare în spatele lui care privește prin el. Tabloul e vechi? Era în casă sau i-a adus acum? Pentru că Liliana ne-a spus că a adus niște tablouri. Locul unde a pus acel tablou este portalul. Portalul a fost deschis de un tablou care a stat acolo mai de mult. Deci este un portal mai vechi deschis mai de vechi. Un alt tablou. Da, da. Și ea a pus un tablou nou acolo. Și atunci am văzut prin acel tablou. Deci tabloul este nou, dar portalul este vechi, deschis de alt tablou mai vechi. Deci nu tabloul acesta deschide portalul, ci el era acolo. Da. Hai să vedem cine era capătul celălalt al portalului. Văd un ochi mare care privește portal și dincolo de portal văd un dragon mare. Dragon. Ce întreține portalul ăsta? Că tabloul ăla nu mai este. Care deschisese. De ce mai rămâne? E doar o aruncătură de ochi, spune dragul. Nu fac nimic, spune. Da? Doar de curiozitate? Doar privesc, spune. Dar ce ajută? La ce privește? Ce e aici în apartamentul lui Gabriel? Se joacă teatru? Piesă de teatru? De film?
Teatru se joacă. Eu nu-l se cred juca în înainte. Totalitate. Mm-hmm. Nu-l cred în totalitate. Mm-hmm. Nu, dar să vedem ce răspunde el. Curioasă. Trage un ochi. Să vadă ce. Ce-l interesează? De ce se întâmplă aici? Spune să văd cum trăiesc oamenii, cum gândesc, cum acționează, mm-hmm. cum reacționează. Da. Și cum își manifestă sentimentele. Mm-hmm. Auzi? Păi sentimentele da. Astea lor sunt foarte interesante. Spune. Da? Ia să-l canalizăm un pic. Hai. Să face o conexiune protejată era. Da. Acest dragon. Când ești gata, îmi spui. Da. Număr de la 1 la 3 și lași dragonul să vorbească, să se exprime prin vocea ta, Eva. 1. În același timp știi, scoți afară toate energiile, instant le scoți, care el le trimite. Da. Sau le lasă. 1, 2, 3. Dragonul. Bună. Bună. Cum te numești? Eu sunt Eleonora. Tu ce indicativ ai? Vrei un nume? Bine. Stai că-ți găsesc un nume. Nu să-mi găsești. Cum te identifici tu? Cu colegii tăi, cu alte specii, cu cei cu care interacționezi? Prin Falco. Dimensiuni. Hm? Falco. Falco ești. Ok. Și ne spuneai mai înainte că îți place să privești prin ochean ce se întâmplă aici în apartament. Deci tu ești aici spectator la o piesă de teatru? Nu e chiar o piesă de teatru. Acum. Este interesant. Ce? Cum ce? Se manifestă sufletele în 3D? Aha. Păi, ce faci tu? Înseamnă că studiezi sufletele, da? Da. Deci fac parte, sufletele fac obiectul studiului tău. Da, se manifestă foarte interesant și ciudat. Eh, ce este ciudat față de ce știi tu legat de suflete? Felul în care își arată sentimentele și felul în care își le manifestă. Da. Ce știi tu despre sentimente? Tu ai sentimente? Nu prea încerc să-mi dau seama ce sunt acelea prin felul în care văd pe ei acționează. Da. Și încerc să-mi dau seama ce e sentiment și ce e rațiune sau logică. Asta la ce te ajută, dându-ți seama, studiind sufletele? La ce-ți folosește ție? Poate simt și eu ceva, poate avem și noi sentimente și atunci poate învățăm să le scoatem la suprafață. Casă? De ce trebuie scoase la suprafață? Ce se simte? E interesant. Am înțeles. Deci voi trăiți doar cu mintea, da? Sunteți spirit și minte. Da, încercăm să înțelegem ce se întâmplă și în 3D. Sunt comportamente cumva deviate pentru noi, dar sunt deviate dintr-o anumită perspectivă și acea perspectivă încercăm să o înțelegem și noi. Poate o putem trăi și noi fără să mergem în 3D. Am înțeles. Dar de ce nu mergeți în 3D? Ce vă reține? Uite, aici mergeți în 3D, este, să zicem, turnul Babel, aici, pe care se manifestă multe entități prin corpurile umanoide și puteți și voi să veniți. Cine vă oprește? Corpurile pe care noi le avem aici pentru noi sunt de vibrația necesară ca să
ne susțină sufletul, acele corpuri mici nu ne pot susține pe noi. Păi tu aveți suflet? Tu ești suflet? Dacă nu simți nimic, sufletul e cel care simte, care face experiența, care trăiește. Întreide. Este sufletul pe care tu îl cunoști în 3D. Dar și noi avem suflete și noi suntem scântei. Ah. Sunteți și voi. Păi una e scânteia, care înseamnă conștiință. Și alta este să faci experiența. Tu vorbești că poate de faptul că în dimensiunea în care voi vă manifestați, tu și specia ta, într-un corp, vă manifestați și voi într-un corp? Da. Și că dezvoltați un suflet, da? Cum adică îl dezvoltăm? Sunt. Adică prin experiența pe care o faceți, ceea ce experimentați în acel corp. Acea experiență în acel corp, la final, când părăsiți acel corp, formează un suflet. Da, suntem un suflet și noi. Eu, dacă ați fi un suflet, ați avea emoții. Ai emoții tu? Emoțiile sunt legate de corpul fizic, în 3D. Pe acelea încercăm să le înțelegem. Sufletele care merg să experimenteze în 3D vor să experimenteze acele emoții. Pentru că acolo se simt aceste emoții în dimensiuni mai înalte, nu toate aceste emoții pot fi experimentate. Auzi, dar în ce dimensiune ființezi tu? Există? 4 și în 5. 5-5? Da. Păi în 5, conform a ceea ce știm din sesiuni, nu prea sunt entități din speciile voastre. Nu prea trec acolo. Vibrațional vorbim. Avem specie care trăiește și în 5D. Da. Da. Și tu ajungi acolo? Da. În 5D? Și eu în 5D, da. Și în 5D nu sunt emoții, pentru că noi avem sufletele multidimensionale care le întâlnim în sesiuni și în 7D și în orice dimensiune mult mai sus, care au emoții, simt. Toate speciile au emoții. Aici vorbești tu de faptul, de ADN-ul pe care îl conține fiecare specie, da? Da. Voi ați fost creați de creatorul vostru, creatoare, cine v-a creat, fără să simțiți emoțiile, da? Da, noi încă nu avem emoții. Și de asta studiai tu aici, să vezi ce ai putea înțelege, învăța de la ceea ce sufletele exprimă da, prin aceste corpuri. Înțeleg cum aș putea să dezvolt aceste emoții fără să fac o experiență în 3D. De ce nu vrei să faci experiență în 3D? Ia spune. De ce aș face dacă pot să evoluez fără să fac acolo o experiență? Dacă eu reușesc să dezvolt emoție fără să fac experiență, doar privindu-vă pe voi, de ce aș mai face experiență acolo? Auzi? Eu nu știu ce. Da, reușești să dezvolți o emoție. Un fel să zicem, poate reușești să dezvolți privindu-te, dar tu îmi spui mie ca și cum ne uităm noi la televizor și zicem, da, cunosc, mă uit la televizor, la niște peisaje extraordinare din partea cealaltă a terei și spun, a, știu că am văzut la televizor, știu ce este acolo. Este foarte diferit ceea ce vezi la televizor sau ce vezi tu prin ochianul ăsta, prin portal. Este foarte diferit decât ai trăi dacă ai intra acolo. De asta intră și sufletele la început, când vor să cunoască planul acesta. Că după aceea sunt prinse de voi, aceste specii, de și noi. Trimise la infinit. În corpul de, fizic. Noi,
De noi nu. Nu? Voi nu? Noi nu stăm să prindem suflete, nu? Noi doar le privim și analizăm. Cu ce vă hrăniți voi? Voi nu vă hrăniți cu emoțiile și energia sufletului? Nu. Voi aveți suflet? Da. Deci tu ai legătura, ai legătura activă cu sursa primordială a creației? Da, ți-am spus că și noi suntem scântei ca voi. Tu ești lumină din lumină pură? Da, am această conexiune ca și tine. Te întreb încă o dată, ești lumină din lumină pură? Da, sunt. Da. Dacă ai fi lumină din lumină pură, nu ai fura informații, uitându-te pe ocean. Eu asta nu înțeleg. Și ai merge acolo să faci experiența, așa cum venim noi, sufletele. Nu este nevoie să fac experiența dacă înțeleg cum se experimentează acolo. Tu nu înțelegi că nu trebuie neapărat să experimentezi ca să evoluezi. Este suficient. Ce să evoluezi? Unde să evoluezi? Este ce vrei tu? Unde vrei tu să evoluezi? Să iei informația și atât. Evoluția pentru mine ar însemna ca să poți să dezvolt acea emoție. Să ai putut să o dezvolți până acum? Tot ceea ce ai privit aici la piesa de teatru din casa lui Gabriel? Ai dezvoltat emoția? Ai simțit ceva? Încă nu, dar suntem în proces de a înțelege, analizăm. Este un proces necesar pentru asta. Auzi, scânteia din sursa primordială a creației, când scânteile de conștiință pleacă în experimentare, tocmai ca să se înțeleagă pe ele și sursa primordială, să se înțeleagă dintr-o infinitate de perspective. Dacă nu plecăm în experiențe și nu facem aceste experiențe, ce am putea să înțelegem? Ar fi stat și sursa primordială a creației și ar fi acumulat, că oricum îi vine informația prin fiecare bucățică care ea este plecată și ar fi stat, nu mai își trimitea bucățele, nu se mai împărțea într-o infinitate de bucăți, să meargă în experiență, ci ar fi stat acolo și își făcea niște ecrane și privea pe la alții tipi entități deconectate, care de la lumină, la conștiința 2, care copiază conștiința 1, eu știu ce făcea și acumula informații. Sunt mai multe metode de a experimenta, nu doar aceasta, de a experimenta direct în acele corpuri. Poți experimenta sub diferite forme în acest univers. Auzi, dar tu însă ești într-un corp. Ești într-un corp în dimensiunea ta, 4 plus cât ai zis că ești. Da. Ce fel de experiențe faceți voi acolo în corp, în corpurile astea? Care e relația interspecia voastră? Cu ce vă ocupați? Noi nu avem o societate care să ne controleze ca pe voi. Ok. Experimentăm liber. Și care sunt preocupările voastre în afară de a fura informație, de a sta și a vă face portaluri și a să studiați sufletele care sunt în corpuri de umani? În afară de asta, alte preocupări ce mai faceți? Ce vă interesează pe voi în această experimentare? Pe tine, vorbesc cu tine. Pe mine mă interesează ca specia mea să evolueze de vedere al sufletului, să înțeleagă și emoția, să căpătăm emoții. Auzi, eu cred că tu ești într-o eroare, din punctul meu de vedere. Sufletul e cel care experimentează și cel care simte. Simte orice în experiență și așa dezvoltă emoțiile. Dacă tu ai suflet, de ce nu simți? Nu toate sufletele pot să simtă în orice fel de corp. ADN-ul pe care eu îl am în acest corp nu are activ încă acea parte a emoțiilor și încerc să dezvolt acea parte fără a face neapărat experiența.
Auzi? Eu cred că creatorul tău și a speciei tale v-a creat așa, să nu simțiți emoție. Și eu încerc să schimb asta. Am înțeles. Păi da, dar pentru a schimba asta trebuie să iei, să ceri creatorului tău acele bucăți, acea parte de ADN care nu v-a fost dată, pusă în compoziția voastră. Pot să o schimb prin conștiința mea. Bine. Dacă voi avea suficientă informație și conștiință, voi putea să schimb singur asta și pe urmă să învăț și pe ceilalți din specia mea. Atunci înțeleg că tu, asta e o acțiune subversivă a voastră față de creatorul vostru. Dacă nu vreți să cereți direct creatorului, stați de vorbă cu el și îi cereți. Creatoarei, cine va crea pe voi, știi? Unde ar mai fi acea experiență de a învăța? Auzi, unde cere acea bucată, cereți ceea ce vă lipsește din ADN ca să puteți simți și apoi plecați, ca și noi sufletele, prin 3D, prin pe unde puteți să simțiți foarte multe tipuri de emoții, da? Veniți în experiență. Ceea ce noi trăim este un alt tip de experiență Bine, față. cine te-a creat pe tine? Direct. Creatorul tău direct, deasupra voastră. Cine este? Creatoarea? Ce-o fi? Este o sursă, un Da. supra-suflet Da. feminin. Feminin este, da? Pentru că am văzut chiar în sesiunea de ieri că ceea ce creează este energia feminină. Da, este feminin. Și cum arată supra-sufletul ăsta? Are o formă? Nu. Nu are formă. Cum arată? Este doar o energie. Bine. Și și-a făcut creația asta, va crea pe voi. Da. Nu mai am timp, aș fi vrut să stau mai mult de vorbă, dar o să mai vorbim poate altă dată, ne întâlnim cu altă ocazie, dacă ne găsim prin sesiuni, da? Și mai discutăm. Cu drag. Bine. Număr de la 1 la 3 și mă las cu el la 1, 2, 3. N-am înțeles punctul de vedere la... Ce vroia să spun? Interesant. Da, ce vroia să spună? Eu ne-am simțit destul de Cu bun intenții. înspre ea. Deci nu avea intenții negative, nu parazita. Era doar observator. Da, încerca să înțeleagă cum dezvoltăm noi emoțiile, ca să le poată dezvolta și ei. Am Deci vroiau înțeles. fără să Fără să fără ceară să jenă. sursei, da? Deci era o acțiune practic pe ascuns de sursa lor, de acel suprasuflet. Am înțeles că, de fapt, aceasta era experiența ca să învețe singur să dezvolte. Aha, ok. Asta era tema acelei creații, a acestui Da, suprasuflet. deci cumva experiența lor era să-și dezvolte singur acea parte emoțională. Am uitat să-l întreb ce aspect avea, cum arăta el. Poți să-mi spui tu? Să-mi spui tu? Un dragon din ăsta mare, era foarte mare. Deci avea corp de șopârlă, să zic așa. Avea aripi, cum îți desenați acei dragoni chinezești, dar Da. mult mai mari. Și la față nu era atât de hidos. Nu știu, era un pic mai, un cap, să zic așa, un pic Mai de... drăgălaș. Ăsta o fi fost Nu unul din... avea, nu avea atâția țepi, atâția, știi, atâtea coarne, nu știu cum să zic. Avea doar două coarne, așa mari în spate, și o gură de șarpe, crocodil, ceva între. De ce nu? De ce refuzau experiența în 3D? Pentru că au atâtea corpuri prin care pot să vină. Am văzut cumva și faptul că știau, aveau conștiință că dacă coboară în 3D, rămân cumva blocați. Ah, ok. Nu Știi? vreau să fugeau Da. ca de... Da, nu vreau această energie să rămână în 3D, voiau doar să înțeleagă cum dezvoltă, Ok. poate să dezvolte emoții. Hai să-i spunem, să-i spună Gabriel că
Totuși este stingheritor să lase acel... acel da, să-l închidă. Să-l închidă, să-l da? Închidă, să nu aibă niciun fel de portat. Urmăritori, spectatori. Da. De niciun fel, de nicăieri, să tapeteze acel perete cu lumină pură și să închidă acel portal. Da, să. Și hai să dăm o privire la peste tot. Mai dați o privire și vedem dacă mai sunt portaluri sau orice ar mai fi. În baie văd că sunt energii adunate, energii care cumva se reflectă din oglindă când te privești în oglindă. Cumva văd că începe un dialog între tine și partea sufletească și cu partea ego-ului. De multe ori când te privești în oglindă, cumva se reflectă energia și îți vin gânduri, îți vin un gânduri, dialog. Îți vin idei, îți vine în dialog, da, și toate aceste gânduri formează ca un fel de gregor în baie. Și fiecare persoană face treaba asta în baie, fie conștient, fie inconștient, câteodată conștient. Și cumva se adună aceste energii în baie și, da, uite, primesc aici informația că ar fi bine ca baia să o pomenim de fiecare dată la curățarea casei, separat, special, pentru că acolo se adună cele mai multe energii, pentru că de la toți membrii din casă, membrii familiei. Hai să pun o bombă de lumină pură. Să dizolve aceste mini-egregoruri, să zicem, ale fiecarei persoane. Da, și în momentul în care intră următorul în baie sau altă persoană, poate să preia din acele ale celui dinainte. Deci aici e un amestec de gânduri, de programe. Aici vine ca în baie de fiecare dată când ne duc cei conștienți și știm și aflăm acum lucrul ăsta, să, după ce ieșim din baie, să spunem că dizolv, dăm o bombă cu lumină pură și am dizolvat tot ceea ce am creat. Da. Da? Înțeleg că egregorul ăsta, dialogul ăsta între tine și reflexia ta din oglindă, se ia naștere și se întâmplă, se ia naștere acest egregor și în alte oglinzi de prin casă. Da. Da, deci poate să fie, dar mai mult în baie. Ca acolo ne uităm mai mult sau... Da, sunt persoane care își se admiră mult în oglindă. Da, și cumva e cea mai folosită oglindă de toate persoanele. Asta din și baie, atunci, da. Da. Și atunci ce e rău în egregorul ăsta care se formează el? Depinde de ce gânduri emană fiecare, de ce emoții emană fiecare când se privește în oglindă, poate să fie de că nu-i place, de cumpărată sau... Că prea crească, prea sau zlau, poate să fii supărat pe tine pentru anumite situații și atunci te cerți că de ce ai făcut aia sau cealaltă. Deci astea au vibrații joase, da? În general. Da, în general, da. Pentru că poți să spui și... Și atunci trebuie dizolvate. Dar poți să spui și vai, să te admiri acolo. Ce frumos sunt, ce capabil, ce... uite, mă felicit pentru uite, că... De exemplu, eu personal mi-am pus un program ori de câte ori mă uit în orice oglindă din casă. De fiecare dată când mă privesc pe mine în oglindă, îmi spun... afirmații de genul ce frumoasă ești, ești deșteaptă, ești frumoasă, ești minunată, te iubesc. Ori de câte ori mă privesc eu pe mine în oglindă, spun lucrurile astea și atunci creez în jurul tău un egregor și o energie pozitivă tot timpul și scrie și autostima de sine și te simți, îți proiectezi tu acea energie pe tine și recomand ca fiecare să facă acest lucru. În orice oglindă se uită, de oriunde, de câte ori se privește în oglindă, ochi în ochi, să-și pună câte o afirmație. Ești minunată, te iubesc, ești deșteaptă, ești super frumoasă. Uite, eu să iau aminte. Ești doresc, da? Orice astea, ești doresc. Dacă de obicei eu spun, sunt critică, da?
Ia uite. Nu, nu, Ia nu. uite acolo, ia uite acolo. Ai mai luat, ia să vedem că ai mai luat niște Te kilograme în cerți. plus. Te Ia să cerți. vedem, da, ce mai așa. În general nu dau importanță. Deci nu mă uit mult în oglindă. Nu-mi place să mă uit. Nu dau importanță aspectului fizic. Dar când o fac, găsesc niște lucruri, da, care... Chiar dacă nu ești 100% împăcat de felul în care cum arăți, Nu, eu sunt împăcată, chiar că sunt împăcată. poate fiecare avem unele lucruri care nu le plac la noi, dar acele lucruri trebuie acoperite cu iubire pură și să îi Asta arăți trebuie reținut. minunat, ești Da. foarte frumoasă, ai slăbit, arăți perfect, ești Eu îmi spun de strălucitoare. obicei acest corp fizic este un vehicul de care eu, conștiință, mă folosesc pentru a experimenta în acest plan fizic. Și atunci acest vehicul trebuie să avem grijă de el, indiferent cum este el, cum arată ca și formă, noi trebuie să avem grijă să-l menținem și să-l întreținem. Într-adevăr, cum spui tu, prin aceste afirmații în vibrații înalte, căci așa îl menținem sănătos și putem să avem o experiență mai lungă. Eu de obicei am oglindă foarte mare pe hol la șifonier și ori de câte ori trec pe acolo și mă văd, îți spun, te iubesc, ești minunată, te iubesc, ești Uite, minunată. bine de făcut ca să așa ajutăm și Da, vehiculul, da? da. Și pe noi, conștiință, să ne faci, să lungim experiența, cine vrea să o lungească, cine consideră că a experimentat ce avea de experimentat și nu mai vrea, deci fiecare cum consideră, da? Dar prin aceste afirmații prelungim viața vehiculului și Da. starea noastră de conștiință, da? Da, și nu doar Menținem. corpului, nu doar corpului, ci transmit și mentalului, Păi eu și ce zic? funcții Starea de emoționale, conștiință. și pe Totul ne ajută. energetic, și Stăm în ene... sufletului, da, da. stăm în vibrații înalte. Ok. Da. Bine, deci oglinda din baie să-și dizolve toți care stau acolo, care trec pe acolo, care au Da. trecut, să-și dizolve egregorii aceștia vibraționali. Da. Și Liliana, că ea acum locuiește aici. Da, dă cu lumină pură peste tot în baie, se umple și se dizolvă toate gândurile, tot acel egregor emoțional și de gânduri creat în baie. Se dizolvă, se disipă. Mai continuăm plimbarea, adică tu, cu partea sufletească a lui Gabriel. Și Liliana, dacă vrea să participe, partea ei sufletească, dacă ea are de semnalizat ceva. Ce mai mi-a venit acum, mi-a arătat Gabriel, zice, uite aici la masa aceasta, în bucătărie, unde de obicei se mănâncă și ei mănâncă, zice, vreau să tapetez această masă cu iubire pură și oricine se pune la masă să simtă doar iubire, compasiune, Bucurie. bucurie, fericire și tot ce punem pe această masă și mâncăm să aibă cea mai înaltă Se vibrație, impregnează cu aceste da, energii. aceste energii. Și ai, să putem să mâncăm sănătos, să mâncăm în liniște, în pace, să ne hrănim cu sănătate și cu iubire, spune. Foarte bine. Hai să Da, fac și a asta. pus această energie pe această masă. Și îi spun să o expandeze în toată casa, toată bucătăria, tot livingul și în fiecare cameră din casă, în fiecare încăpere. Da, o expandează peste tot și se dizolvă de peste tot, toate energiile negative și rămâne această energie de iubire, de înțelegere, de fericire și de împlinire. Ok, hai să ne uităm un pic pe punctele alea, sunt scurte. Da. Imediat. Ce mai asta? Deci ei vor merge. De ce merge așa? Așa.
Încep o viață nouă, Diana și Gabriel. Doresc să fie sănătoși, liniștiți, în armonie, dragoste și abundență. Da. Da, vor avea parte de liniște, de fericire. Asta își doresc amândoi, ca suflete. Vom crea asta împreună, spune. Acum suntem împreună și vom fi mai puternici împreună și putem crea acest lucru împreună. Okay. Deci zice să avem relație armonioasă cu noi și copiii noștri. Se transmită această idee, Alex îl avem aici, și mai este fata copilul, mai este Maria, da. Fata da. Lilianei, care o putem chema și pe ea, a fost curățată și Maria. Da, și Maria. Se transmită, se transmită sufletelor, copiilor, intenția lor. Da, băiatul îi spune, tată, mă bucur pentru tine, că ești fericit. Fiica ei spune la fel. Vă dorim tot binele din lume și multă iubire și fericire să aveți. Meritați să fiți fericiți împreună. Uh-huh. Da, se îmbrățișează cu patru. Uh-huh. Și să-și trimită iubirea. Da, și ei spune, vrem doar înțelegerea voastră. Și la fel vă dorim ca și voi doi să fiți fericiți. Ok. Da, îmbrățișează. Super, ne mai spune Lili. Zice, ne dorim amândoi să vină și un copil al nostru, sănătos și frumos. Deci au proiectul lor și acest aspect. Da, dacă ei își doresc, se poate întâmpla acest lucru. Uh-huh. O să punem și în sfera cu dematerializare, da? Care o să-și o facă împreună. Acest lucru se va întâmpla, din ce văd acum, în momentul în care el se va stabili să stea mai mult acasă. Aproape de domiciliu, acasă, da, cu un job mai aproape de casă, în uh-huh. care să fie mai prezent. Uh-huh. Liliana zice că dorește să reușească la noul job, pentru că își schimbă și jobul, plecând din... S-a schimbat orașul, domiciliul și jobul. Și are examen pentru noul post. Asta o să o pună tot așa în sfera de materializare. Da, sufletul ei îmi spune, este ca și luat acel examen. Uh-huh. Să nu-și facă griji. Uh-huh. Va fi foarte bine pentru ea. Uh-huh. Așa spune sufletul ei. Și abundența benefică în familie, care o să o pună în sferă, da? Da, mai activează în sferă, da. Mai avem ceva... Aici, la sfârșit, lasă-mi dacă am tratat. Ah, problema ne-a scris Gabriel, dacă reușește să-și facă, să schimbe jobul, să nu mai stea plecat și să-și facă o afacere aici, acasă. Cum, deci, repet, ceea ce tu, Ela, vezi, răspuns, este plecând de la energia din acest moment, de la ceea ce ei gândesc, care în acest moment și își doresc, da? Sufletul lui spune că va reuși acest lucru. Uh-huh. Este de dorit să stau acasă lângă familia mea dacă îmi doresc un copil. Uh-huh. Și voi realiza acest lucru, spune sufletul lui. Super. Ok, Eva. Da, să aibă mai multă încredere partea fizică. Să aibă mai multă încredere în el, să nu mai gândească că nu este suficient. Să aibă mult mai multă încredere în el și în forțele lui și în gândirea lui. Mm-hmm. Pentru că ceea ce gândește și vrea să facă este de bun augur, este bine, este corect.
și să pună în practică. Ok. Acum, Ela, casa e curățată, da? Da. Toți sunt curățați. Da. Hai să meargă în fiecare, în sinele lui, cel mai înalt. Adică Gabriel, Liliana, Alex, i-am chemat. Și Maria. Și Maria, și Maria, da. Este și Maria chemată. Okay. Da, fiecare se întâlnește cu sinele. Fiecare își cheamă și mintea. O curăță, o spală, o purifică. Și o integrează fiecare și se integrează și cu sinele. Bine, număr de la 1 la 3. Și toată lumea și noi în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Da, suntem aici cu toții. Ne căutăm matricea originală, ne corectăm, intrăm în ea și ne corectăm toate codurile. Da, fiecare își corectează ceea ce a mai fost schimbat, modificat. Se luminează fiecare parte. Și se regenerează complet, se reface. Mm-hmm. Fiecare o integrează. Hai să ne facem declarația de suveranitate. Nu strică niciodată. Da. Putem să o spunem de câte ori dorim. Că anulez și decreez aici și acum și pentru totdeauna orice înțelegere, contract, permisiune, promisiune pe care am făcut-o cu orice ființă, de plus sau minus, sau neființă, pe orice linie temporală, adevărată sau falsă și în afara timp, în orice loc al experienței noastre, pe orice corp ceresc, plan dimensional, oriunde am experimentat, cu plus sau minus, ne ardem amprentele pe care le-am lăsat, oriunde, chemăm orice bucățică de ADN care nu este cu noi, aici și acum, o purificăm și o integrăm. Chemăm orice bucată de suflet, până la ultimul foton, de oriunde ar fi, îl purificăm și îl integrăm. Ne retragem orice informație despre noi, și despre ceea ce noi am creat, am experimentat, din orice bază de date, din orice copie, din orice oglindire, din orice bibliotecă akașică, din orice calculator cuantic, din orice creator prin care am trecut, toată informația este la noi, ca bucăți din sursa primordială a creației. Și în sursă, da? Da. Dizolvăm, decreăm toată linia experiențială pentru că avem informațiile pentru ceea ce am experimentat. Sunt cu noi. Ne uităm la programul de ieșire din Matrix, să-l activăm. De asemenea, activăm butonul, da. Activăm programul, butonul, cum vrem să-l numim, cu de vindecare, de regenerare și întinerire a tuturor structurilor, da. Până la structura fizică inclusă. Hai să-și facă Liliana și Gabriel sfera lor de materializare cu proiectele lor comune. Tot. Da. Atât. Liliana, poți să-ți spui în continuare și oricând această sferă rămâne aici în
sursa primordială a creației. Oricând avem un proiect, îl trimitem acolo spre materializare și energizăm. Energizăm această bulă cu lumină pură și iubire. Întărim informația, da? O reamintim prin o evocăm și așa ne ajută în materializare de aici, din sursa primordială a creației. Hai să ne uităm și noi la sferele noastre, le energizăm, le umplem cu lumină pură și iubire și la sfera comună, proiectului nostru comun era. Da. Ne amintim că suntem bucăți din sfera primordială a creației plecate spre manifestare și ne dorim spre experimentare, ne dorim să experimentăm lucruri, să fim în ipostaze de vibrații înalte, pentru că am cunoscut și vibrațiile acestor locuri și eu cred că e suficient, da? Da. Bine, număr de la 1 la 3 la... și fiecare venim aici acum prin canalul nostru de abundență benefică. 1, 2, 3. Gabriel acolo să-și pună proiectul cu noul job, cu aproape de casă, cu tot ceea ce are, ce vrea să facă. Da, și-a pus. Eliana, la fel. Toate dorințele lor, da. Toate dorințele lor. Acum tăiem toate legăturile cu oricine și orice, chiar și ceea ce am investigat aici, în sesiune. De asemenea, să anuleze și Gabriela și Gabriel și Liliana toate ritualurile religioase care le-au fost făcute, botez, cununii, divorțuri, tot. Da, se anulează, se arde tot. Da, se taie cordoane umbilicale și Maria și Alex și toți. De asemenea, să facă acele sfere cu lumină pură și iubire, fiecare câte două, iar Liliana și Gabriel face și pe a treia, care o trimite către copil, sfere de ștergere a programelor nebenefice care au fost transmise pe arborele genealogic. Deci trimite câte una pe fiecare latură, partea mamei și partea tatălui, și șterge toate programele da, nebenefice. Fiecare trimite în ambele părți. Și se duce așa ca o pânză de pajen și se arde totul. Și Liliana trimite o sferă spre Maria, da. Și Gabriel trimite o sferă spre Alex. Foarte bine. Hai să ne curățăm casele, Ela. Da, dăm cu bombe de lumină fiecare noastră. Tapetăm pereții cu lumina pură, tavanul, podeaua, dizolvă toate energiile și vibrațiile joase din casă, închidem orice portal de orice fel de vibrație. Se luminează casele noastre. Ok, la... Da, și mai facem câte o bulă de cea mai înaltă vibrație și lumină, iubire și lumină pură și îmbrăcăm casele noastre în această bulă care vă protejeze de orice fel de vibrație, de energie, de entități. Da. Dacă suntem gata, Aira, transmitem informațiile tuturor sufletelor care le cunoaștem și în această viață sau le-am cunoscut vreodată. Da, și tot. Și ne despărțim părțile eterice, le curățăm și invităm toate părțile sufletești
Maria, Alex, Iriana și Gabriel s-au alunecat ușor în corpul lor fizic. Opresc înregistrarea aici.